Profetul Daniel spunea cu mult timp în urmă că aceia din popor, din poporul lui Dumnezeu, sigur, care îl vor cunoaște pe Dumnezeu lor, pe adevăratul Dumnezeu, vor rămânea tari și vor face mari isprăvi. Nu știm exact ce înseamnă mari isprăvi, probabil nu știm nici ce înseamnă să rămâi tare, foarte tare, dar știm că este un cuvânt adevărat și probabil că și mărimea isprăvilor depinde mult de perioada în care trăim, de lucrarea pe care ne-a încredințat Dumnezeu și de felul în care percepem noi lucrurile. Vom vedea dacă acesta este un adevăr și în viața familiei pe care am invitat-o asta să fie în locul acesta și cum știți în casele voastre, familia Oanța, Diana și Remus. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp, că eu știu că nu e chiar ușor să-ți faci timp, dacă când vrei, îți faci timp. În ce etapă sunteți în perioada aceasta în viață? Multe schimbări au ajuns acum la, zic eu, o linie de plutire. Băiatul uternat, s a cu s-a orientat către Universitatea Emanuel, ah. IT, Ultima remarcă care uh, am auzit-o din gura lui zilele astea a fost: Sormirat uh, cei care îl cunosc, dar de ce IT și nu teologie? M-am bucurat să-l văd căutând pe Dumnezeu și spun că suntem la linie de putere în sensul că uh, își vede orizonturile, își vede direcția și, asemenea versetului menționat, caută după Dumnezeu să-l cunoască mai mult. Și pentru generația care sunt acum perioada asta dificilă cu întâlnirea online, cu e, caută facultatea, nu știi, rămâne facultatea valabilă, nu rămâne valabilă, cred că pot să-și ridice toate pânzele și să pornească, dar cunoscându-L pe Dumnezeu. Amin. El e în perioada în care îl frământă copiii, știi? Așa. Câți ani de căsătorie aveți? Unde sunteți ca Familia. 27 de ani de căsnicie, unde suntem ca și familie, suntem tot în punctul în care vrem să fim de folos lucrării lui Dumnezeu. Așa și am început, fără să ne pese de ce posesiuni avem sau să ne influențeze cunoștințele, ci am zis, Doamne, Tu ești mare, Tu poți să faci lucrări prin viața noastră în punctul acesta suntem Când a fost mai ușor la început o viață de familie sau acum? Uh, nu pot să spun că ar fi fost mai ușor sau mai greu, dar totuși uh, acum simțim că e mai ușor un picuț după ce ne-am uh, cizela sau ne-am uh, ne-am cunoscut mai bine și am înțeles mai bine lucrarea lui Dumnezeu. Nu am avut un ajutor foarte mare din, din exterior, să spunem că am învățat să fim lucrători, ci am învățat pe parcurs. Dar acum simțim că, așa cum a spus soțul, că suntem undeva pe linia de plutire, am învățat mai multe și vrem să fim de folos în continuare bănuiesc că de la linia de plutire vă gândiți când o să zburați. Am o întrebare. De unde pasiunea pentru slujire? și o perioadă interesantă, perioada adolescenței, de-aia am menționat de Daniel. Eu am mers la Oradea la asistență socială. Am lucrat în anii 90, case de bătrâni, orfelinate. Am văzut nevoia, descoperirea cadrelor din spitale, din spitale de copii, din Casa de Copii, cu grupul împreună cu soția și cu tinerii din biserica în care făceam parte, mergeam și nu aveam putință financiară. Dacă reușeam să strângem câțiva bănuți, luam eugenii și le dădeam câte eugenie cu acordul cadrelor din orfelinața, din Casa de Bătrâni și am văzut că îi nevoie de dragoste. Și am zis, o eugenie să valoreze așa mult? Nu. Valora faptul că ai mers, ai făcut timp. Și lucrurile astea m-au marcat. M-au marcat și când am mers... Am că poți asta. să faci foarte mult cu foarte puțin, financiar da, chiar. Da, da. Practic trebuie să te dai pe tine. Ca să poți să faci ceva, trebuie să te dai. Asta e și ce cere Una Dumnezeu. din descoperirile mari, apropo de viața Domnului Isus Hristos, a mea a fost că Domnul Iisus Hristos, cum spune evrei, n-a venit să aducă nicio o mai bună, nici spune am venit eu însumi să fac voia ta Dumnezeu. Și am spus cel mai mare lucru, cel mai mare sacrificiu să te așezi pe tine 100% la dispoziția lui Dumnezeu, sigur că cealaltă vin. Deci voi erați amândoi în școală când făceați asta? Era, soția lucra, Eram în același grup de rugăciune, biserica acasă, în Baia Mare, trecea printr-o perioadă destul de dificilă, era perioada chiar de dinainte de Revoluție, multă, multă greutate, nu intru în detalii că nu, mm. nu sunt relevante, și întâlnindu de la grupul de rugăciune, când perioada era dificilă pentru biserică, au făcut se cunoaște mai mult pe Dumnezeu, așa cum zice versetul. Asta e bine. Și practic a fost unul dintre versetele care am avut din perioada adolescenței, tineretii pentru Cum Dumnezeu. vă găseați timp pentru așa ceva? Era la modă să te duci, adică toți tinerii făceau asta sau cum? Aproape toți. Da? Și mă mir că astăzi nu se poate. Atunci Poate nu vedem noi, poate fac și nu vedem noi, da. Nu știu. <laughs> Dar eu așa văd. Atunci mergeam la servici la 5 dimineața. Pe lângă ce trebuia să-mi duc la serviciu, îmi puneam plasa cu hainele pentru biserică sau pentru grup, că nu mă duceam în hainele de serviciu acolo. Aveam timp, după ce terminam serviciu, să îmbuc ceva. Ce mașină conduceai atunci? Nimic. <laughs> <laughs> și pe jos, da, 3-4 km ca să ajung la grup, mă îmbrăcam și așa intram în prezența Domnului. După aceea erau repetiții de cor și seara ajungeam acasă având în vedere că aveam un tată foarte strict care la ora 10 era în drum, 10 fără un minut sau ceva în drum, unde-i fața? Eu trebuia să fiu în casă la ora 10 ca să nu-i dau emoții. Și totuși am reușit să facem uh, lucrarea și am fost plin de putere, de energie. Bun, dar n-ar putea să spună cineva, normal atunci ați fost tineri, n-ați avut ce face, n-ați avut obligații, se poate sluji și la vârsta voastră. Mă refer la tineret acum, că cei care sunt tineri ar trebui să fie totuși activ, mai activ, dar... Uh, și acum facem lucrare, nu așa în ritm alert, dar facem lucrarea și mergem unde este nevoie și ne planificăm ca să nu dezamăgim pe cei care ne așteaptă. Deci voi nu trăiți din amintire, aveți și în prezent da. lucrări. Da, sunt multe lucrări pornite, practic continui pe firul soției. Sunt momente în care vrem să predăm ștafeta. Deci încă Dumnezeu ne dă putere, dar căutăm oameni pasionați, ca și cer de biserici, patru biserici, ne rugăm să ridice Dumnezeu lucrători. Și surpriza frumoasă a fost să vedem că cei care se roagă ajung ocazional să răspundă nevoii, să vină și să spună când e nevoie, vreau și eu să fiu parte din misiune, vreau să mă duc în cerc și eu, vreau să slujesc și eu. Și asta e o încurajare pentru noi. Dar cred că mișcarea Duhului Sfânt caută oameni ascultători. Daniel a fost unul dintre oamenii ascultători în Biblie, de aceea l cunoscut pe Dumnezeu. Și așa l-au cunoscut și ceilalți din afară. Că slujește Lui Dumnezeu zis și noi. Deci o lucrare este slujirea pastorală în biserici? Alte lucrare? Lucrarea socială. De fapt, noi... Am avut amândoi aceeași înclinație spre lucrarea socială. Soțul vă spunea mai dinainte că el vrea să facă asistență socială, dar a ajuns la pastorală. Acum Domnul știe. Așa -a cum Dumnezeu știe mai bine. Și asta și... e asistență socială și spirituală. Da, și da, partea asta socială ne-a fascinat, ne-a motivat totdeauna ca să... Să împletim frumos lucrarea lui Dumnezeu cu uh, nevoile fizice a unui, unor oameni. Sunt oameni necăjiți? Sunt. Foarte mulți. Foarte mulți oameni necăjiți. Și nu numai din punct de vedere financiar. Sunt și uh, din punct de vedere al familiilor. Relațional. Relațional, da. Și uh, altor situații. Dar noi mai mult la partea materială ne-am axat. Din puținul pe care ne-l dă Dumnezeu, să facem parte și la alții, să-i ajutăm, să crească, să, și din punct de vedere spiritual, dar mai mult uh, uh, material. Acum, partea spirituală o are Remus. Eu mai mult cu celelalte pe lângă îl ajut. Cu Marta, Marta. Uneori sunt și Marta, uneori sunt și Maria, și până la urmă, Dumnezeu, cred că trebuie să Sigur, le împletim cumva, așa. Yeah. Ele pot sta în același casă și Domnul da. îi iubea pe amândouă. Așa, din experiența care o ai, sunt mai deschiși oamenii pentru Evanghelie când sunt în condiții grele? Da, însă nu e zona în care rămâne baza, temelia. Ieri vorbeam în cercul bisericii cu cineva, într-un climat foarte arid. Foarte greu de trăit, și întrebarea lor frecventă e: De ce nu înțeleg ceilalți? Și le-am repetat, pentru că voi ați vrut să ascultați, ați vrut să credeți și ați vrut să puneți în practică. Ați crescut, ceilalți au rămas sub nivel, au rămas copil roși, emoțional, relațional, intelectual și nu au cum să perceapă. Voi vedeți de la altă dimensiune. Și întrebarea care ați adresat-o mai devreme, au spus-o și ei. De ce numai când e greu, omul se apropie de Dumnezeu și după aceea nu rămâne acolo? Și au repetat, pentru că au ales să nu vrea să asculte. Da, acum nu e noutate că și pe timpul Domnului Isus Hristos, unii se duceau pentru că erau flămânzi după cuvintele Lui, după Evanghelie. Și unii se duceau pentru că le dădea Domnul Iisus pâine, pește, exact. alții un pic de interes politic sau material că să-l pună împărat tot pentru binele lor și câteodată este așa poate o dezamăgire să vezi că oamenii pun mai mult accent pe trup, pe viața de aici decât pe suflet, pe viața de dincolo, dar nu sunt cei necăjiți din punct de vedere material singuri, mulți sunt care refuză Evanghelia. Am vorbit un pic despre asta, și poate o să ne întoarcem. Sunt curios să aflu ceva despre copilăria voastră. Zim ceva despre familia în care te-ai născut. O familie modestă, o familie cu valori. Totuși, au fost și alunicări din partea tatălui meu, dar un tată care își iubea își iubește încă copiii. Mai am o soră. Suntem două fete, dar mai înainte de ei am avut bunici foarte credincioși, înainte de părinții mei. Și uh, mi-aduc aminte că bunicul meu îmi spunea Diana: Eu am încercat să pornesc Biserica în Baia Mare. El a fost unul dintre cei trei. Cofondator, să zic așa, sau primii membri ai, uh -huh. ai bisericii din Baia Mare, care uh, avea înclinații și spre muzică, încerca să facă cu copiii, că erau cu, familii cu copii mulți și atunci încercau să-i prindă și uh, încerca să facă un fel de cor. După aceea, a avut o pădure de castani, invita acolo când erau castanele și. Nu știu sigur dacă de acolo a pornit castanea, dar nu știu. Mă gândeam, pare de acolo a pornit castanea. <laughs> nu, nu, știu, dacă sunt mai dinainte de asta ceva evenimente, dar da, bunicul meu s-a rugat foarte mult pentru noi. Ne iubi foarte mult și cred că ne urmărea toată tinerețea că eu n-am fost în biserică până când am fost micuță și la 16 ani m-am întors în biserică, dar am simțit puterea rugăciunii bunicilor mei și cred că așa am început după aceea să îl cunosc mai bine pe Dumnezeu după ce la vârsta de 16 ani am intrat în biserică n-am fost interesată de altceva decât să-l cunosc pe Dumnezeu am început după aceea cu corul, cu lucrarea cu copii misiune și așa Dumnezeu mi-a dat da. doar vreau să spun ceva ca să nu pierd ocazia bunicilor Mărturia voastră, rugăciunile voastre sunt foarte importante. Chiar atunci când nu vedem roade imediate, să avem răbdare că Dumnezeu are timpul lui și ce semănăm uneori cu lacrim, vom culege cu multă bucurie. Să nu uităm și noi, părinții, că avem partea noastră, să ne rugăm să trăim frumos, pentru că viața noastră frumoasă poate influența, viața noastră mai puțin frumoasă poate influența. Și ce putem face? Semănăm cu nădejde, așteptăm timpul secerișului și să dea Domnul mulți părinți să-l vadă cât mai repede copt în viața copiilor lor. Cum a fost la tine, Remus? Eu, din perioada foarte, foarte fragedă, mama tăticului meu a fost o femeie foarte vlavioasă. Îi voi păstra amintirea că trăiesc. Nu mi-aduc aminte învățăturile ei. Dar îmi aduc aminte felul în care se porta cu mine. Ca și un copil energic i-am făcut multe probleme. Tata când ieșea din casă zicea, mamă, otie și pruncul. Asta însemnând cea mai circulată stradă din Baia Mare, la parter, multe căi de ieșite din casă, ușă, geamuri. Și, și geamuri. Niciodată, am notat, da. Niciodată, niciodată, niciodată nici bunica, nici mama nu m-au apărut la tata. Niciodată. Deci făceai, făceai, da. Oh, da. da. Nu știu să ție încă toate, dar încerc să... Spun. Bun, acum în 27 de ani nu pot să afla chiar, toate, chiar toate. tinerețe. mai este timp. Dar încet, încet poți să îi le spui că acum oricum da. e bine, s-a învățat cu Și crucezi. parte frumoasă, lângă bunica în care știu că s-a rugat, aportul tatălui a fost foarte important. Trăirea lui, umblarea lui, verticalitatea lui. M-a făcut să am îndrăzneală, ori cu ce om aș fi stat față în față, să aleg verticalitatea. Și m-am uitat de-a lungul anilor felul în care m-a echipat pentru lucrare. A fost om simplu, trecut de la plugar, la ajutor de miner, miner, maestru miner. Mai târziu am aflat de la fratele meu care e inginer, că tata ce-a făcut șapte clase el a făcut ecuațiile alea în universitate, pentru că fiind maestru miner, trebuie să-și calculeze mină mm. Unde? lucra? Pe la Cafnic, pe acolo? Baia Sprie. Baia Sprie. Baia Sprie da. Acolo și... se scoteau pietre din alea care erau la modă pe vremuri, așa. Da, da, le da. aveam toți. Flor prin... de mine. Flor de mine, da. le aveam da. prin sufragerie. Acum nu da. știu cine le mai țin, probabil cei pasionați, da. dar atunci era mare lucru, știi, că da. le aveai. Și asta zic că a fost un impact mare din partea tatălui, pentru că nu mă forța să mă duc la biserică, dar când reveneam de la biserică mă întreba ce-a fost acolo. Și gluma lui față de mine era, cum eu, pensionar, știu ce-a fost acolo și tu nu-ți aduci aminte? Ceea ce m-a pus inițial în competiție și mi-a tras atenția asupra cunoașterii lui Dumnezeu. Și am devenit din ce în ce mai interesat de asta. Și dialogurile cu cât mai mulți oameni din domeniul teologiei au făcut să, să privesc altfel către Dumnezeu. Îți aduce aminte, Diana, cum te-ai hotărât tu să ai o relație personală cu Dumnezeu? Deci ai văzut la bunici, ai mai văzut prin biserică, dar perioada aceea în care ai zis vreau eu să-l cunosc pe Dumnezeu, vreau să pot spune Dumnezeul vieții mele. Nu pot să zic chiar un moment specific sau să spun că pastorul respectiv sau uh -huh. Evanghelie dar cred că a fost un proces pentru mine un proces din copilărie cu o pauză de aproape dacă de la 3 ani n-a mai fost cu aproape uh, 13 ani da, de ce? că acum a doua oară ai menționat și tot îmi stă gândul acolo dacă poți, spune de ce a fost da, pauza pot aia. să spun pentru că nu ne-a lăsat tata nu v-a lăsat tata. Și pentru că mama era foarte vlavioasă, dar pentru că nu ne-a lăsat, a trebuit să rămânem împreună cu el acasă și așa... ce spune copiilor unde părinții îi trimit la biserică? Să meargă la biserică. Să meargă. Biserică. Pentru că este foarte important să pornești așa în viață, să cunoști că sunt multe lucruri pe care le prinzi așa din mers în viață. Nu le... Nu le toate odată. Nu și probabil că procesul acesta întoarce la Dumnezeu pentru unii să fie uh, de lungă durată. Uh -huh. <coughs> și merită atunci să nu pierdem aceștia de copilărie sau să nu i piardă, ci să meargă la la adunare, la biserică. Și apoi la 16 ani <coughs> la 16 ani o verișoară m-a invitat din nou la biserică a zis, uite, vrem să cântăm, să facem un grup și așa, m-a fascinat. Și când am spus la tatăl meu, uite, aș vrea să merg, deja eram destul de mare ca să mă mai țin așa legată de casă. Și a zis, vă duceți, dar nu mi-a spus că n-ai voie să faci asta, decât fie la ora 10 în casă. Și astăzi un pic, mâine un pic, ne-am dus în misiune, ne-am angrenat în lucrarea corală, și eu și sora mea. Erați mulți tineri atunci? Foarte mulți tineri. Deci eu când m-am botezat, am fost 40. Oh, ce frumos! 40 ne-am botezat. Dar erau... Eu nu am așa datele exacte, dar în vremea aceea erau în jur de 200 de tineri. În biserică. La biserică de 400 de membri. La erau, mulți înseamnă, erau familii, familii numeroase. Da, da. Și asta, dar <coughs> menționăm menționam mai devreme trecerea prin perioada dificilă. Nu intru în zona politicului, dar intrigile sociale afecta foarte mult biserica, care era și în construcție, era nevoie de voluntariat Lucrau tine la biserică? Uh, veneau, veneau. Uh, tragic ce au fost uh, momente de întâlniri de tineret care s-au transformat la descărcate de camion, etc. Uh, și ori de câte ori se construiește, întotdeauna biserica, în plan spiritual, are un pic de așa zis declin. De fapt, e, e ca și o trambolină care. Bun, dar se pot și întări corelansă. relațiile dacă da, ești atent, da. da, da. Și în momentul respectiv. Uh, tinerilor prins nevoia. E adevărat, Dumnezeu a folosit câțiva oameni care au întâlnit oameni sfinți, ori care s-au ocupat da, de ei, și au venit și ori căutat să răspundă la întrebările tinerilor, care erau frustrați căutându după Dumnezeu să nu găsească răspuns. E, în întotdeauna Dumnezeu, una tinerii care... au avut frământări și întrebări? Uh, da, de când mă știu, așa au fost. Și de când e lumea, da? Cum ai hotărât tu să te împaci cu Dumnezeu așa? Foarte în... frumos a fost... Uh, mi-a Dumnezeu părinți oameni de rugăciuni care sunt rugat pentru copii. Am avut lucruri pentru biserică pozitive și negative și le-am văzut din copilărie. Dar cred că rugăciunile părinților și dorința lor de a pune cuvântul în inimă au făcut să pornească în inima mea dragoste de față de Dumnezeu. De aceea, crescând de mic între ei, nu m-au forțat să aleg dar am ales, după Dumnezeu, încă de la o vârstă foarte fragedă. Și atunci apar baremurile astea în care. Da, ăla, de ce face asta? Ca și copil, vezi multe. Nu te bagă nimeni din seamă, dar tu le vezi. Filmezi, care... filmezi. Da. Copiii tot filmează, da? Revin la uh, perioada copilăriei uh, soției și a bunicului ei, pentru că ne leagă de copilărie și relația cu Hristos. Uh, tata făcea tot ce se poate să ne lasă să alegem. Dar zice, dacă vii la biserică, stai în biserică. Și am găsit o grămadă de niște să fug din biserică. Biserica veche era uh, supraaglomerată, uh, erau hainele pe cuier într-o cameră roată pe, pe, pe lângă pereți și reușeam să trec cumva de punctul vizual vizualului tata și tata când se uita iarăși de la să se uita în sală și vedea că nu ieșea după mine. Dar eu știam deja. Ah, deci, deci coborâ de la Amvon, n-avea treabă. Nu, 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 nu. Era din așa, dar se cu atenția de la vorbitor, se uita să vadă, sunt între copii acolo în față. Și de mult ori mă sub haine. Uh, el nu vedea piciorușele mici sub haine, sub paltoane să a Și într-o astfel de zi uh, m-am trezit în curte, după ce frații au făcut curățenie de copii și au băgat înapoi în biserică, m-am trezit singur. N-aveam cu cine să mă joc. Și stând așa pe gânduri, la un moment dat am simțit două mâini mari pe omerii mei. Erau mic, poate până în 5-6 ani. Și deasupra mea s-a plecat un, un, om cu cap cărunt, s-a uitat la mine în ochi, dar de sus. Deci mâinile erau așa de mari că îmi depășau umerii. Deci în momentul în care au pus, m-am simțit și mai mic decât mă simțeam. Și m-a întrebat, măi băiete, ce faci aici? Eu cu voce gravă, de bas, era bunicul soției abia am așteptat să ia mâinile și ați am fost în biserică. Ce vreau să spun cu asta? E important copiii să vină la biserică, e important biserica să-și facă rolul de tătici și mămici și dacă nu-i copilul tău. Să-ți pese de el. Nu mi-a zis nimica. Ce cauți afară? M-a întrebat ce cauți aici? Pentru tine locul mă gândesc... meu în biserică și era consensul bisericii. Pentru el mă gândesc că vocea respectivă și momentul respectiv a fost cum uh, va fi pentru un în ziua judecății când domnul va întreba prietene cum a intrat aici fără haine de nuntă și el a amuțit, știi? Tu ai avut seama. șansa măcar să intri, da? E, da. e foarte Vreau important. Vă seama, dacă și acum își amintești așa de... De bine, viu, vocea după, după legile de astăzi și filozofiile de astăzi, l-ar putea da în judecată pe buniu că l-a distrus <laughs> cu nervi. uite are coșmarul <laughs> și acum, dar e bine probleme. că te-a întâlnit. E bine. După aceea, lucrarea cu copiii a avut un impact favorabil, biserica după ce a intrat în declin, adolescenții au fost destul de uh, bulversați. Dar în perioada adolescenței au fost folosit de Dumnezeu ori în spațiu muzical, ori în spațiu de studiu biblic, ori de ieșit în misiune, ceea ce pe mine m-a captat. Rețin că îl iubeam pe Dumnezeu din frage de pruncie, 3-5 ani, orice cuvânt despre Dumnezeu mă făcea să... Și ți-au plăcut activitățile, da, deci unde da, te-ai implicat, da. ți-a plăcut să vezi lucrul ăsta. Cum ați hotărât? Că noi încercăm așa o viață de oameni să o punem în câteva minute. Cum ați hotărât să vă căsătoriți? O să zic că a fost dragoste pură, să zic așa. Deci nu am avut niciun interes amândoi decât să-l slujim pe Dumnezeu, și împreună, ca și cuplu. Deci, vă cunoșteați de înainte? din lucrare da? Și foarte puțin, așa eu l-am cunoscut pe el, că nu m-am uitat eu, nu m-am. La grupul acesta de rugăciune, de care zice Remus, acolo l-am văzut, dar nu eram. Nu mă uitam după băieți. ce a plăcut cum se roagă? Îmi plăcea că e simplu, îi, îi, îi cinstit, îi, deci la început, așa vedeam lucrurile. Se implică în toate lucrările, și în familia lor toți frații erau implicați. Voi ați fost două surori, nu? Vă mai certați sau nu prea? Da, cum să nu? Ne da. certam și. Și voi câți frați? Patru băieți și două fete. Patru băieți, deci la voi familie mai numeroasă. E fain și unde sunt mulți. Foarte frumos, dar foarte important este să fie relația cu Cristos. Asta bun. ne strângea. Deci nu uit seriile în care, chiar dacă era camera mare, dar era mică, când ne strângeam toți, nu încăpeam toți pe mobilier pe scaune, pe pat, stăteam pe lângă fotolii. dacă erau și tineri, dacă veneau, veneau Camera mare era locul în care ne strângeam la o la altă și Așa ne-am obișnuit și în grupul de tineri, în care ne-am cunoscut mai aproape cu soția, să fim la o la altă. Era grup de casă care au pornit de la câțiva și au ajuns să treacă de 20, de 60, nu ne mai încăpeau apartamentele. Frumos. Deci Diana nu se uita după băieți, tu? E, nici nu mă uita după băieți. Corect, corect. Vreau să văd. Dă... Da, e foarte bine. În orice Eu generație -a, spus a fost bine chestia asta. A spus-o. Faptul că ne am întâlnit la rugăciune, și asta au rămas peste ani, o cizelat mult căutarea voirii în Dumnezeu. Faptul că am ales-o pe Diana, și după aceea și a ajuns Dacă Acum, la... dacă tu ai zis 200 de tineri în biserică, plus că nu rămâneți doar în biserică, 200 de tineri, bănuiesc că jumătate erau fete. Nu e da, chiar ușor da, să alegi, nu? Da, da. Mult au contat rugăciunea și. La un moment potrivit Dumnezeu a răspuns. Și am așteptat să răspundă și Diana. Să răspundă și răspuns și Domnul răspuns aia repede ca ea. un pic mai mult, dar până la urmă eu am avut o listă. M-a învățat listă la... cu băieți sau ce? Nu, nu, nu. O listă de rugăciune. <ră> a, așa. M-a învățat cineva, dar nu mai țin minte la biserică, că dacă Dumnezeu hrăzește un sos pentru mine, totuși ar trebui să nu fiu așa de nepăsătoare, ci să-l cer și eu. Și am avut o listă, zicea să spun exact cum îmi doresc eu să fie viitorul meu partener. Și așa am pus o listă, un singur lucru care. Da, era ai pe multe list... pe lista aia, Erau sau... vreo 10, dar nu le spun pe toate, no. numai unul, așa ca să ne distingem un pic fețele. Era vorba de pe lângă celelalte, cred că pe ultimul loc, să fie cu ochi albaștri și cu părul creț negru, închis la culoare, dar Dumnezeu da, nu mă numai ochii albaștri și restul nu. E bine <laughs> că mai are păr, mai da, are da, da, da. Sigur că da. Păi ăla care venia cu părul creț, poate îl pierdea după câțiva ani și atunci da, era cu ochelie creață. Atunci era... Da. Atunci da. se dă în poză. Aș da. vrea totuși să vă spun, dacă îmi permiteți, despre tatăl meu, că nu aș vrea să rămână o impresie că a fost un tiran. A, nu, nu. La ani de zile după ce ne-am întors la Domnul și am frecventat biserica, m-am încăsătorit. Dumnezeu a hărăzit să aibă o boală, și, dar era foarte întărâtat și nu era uh, sincer cu Dumnezeu. Se declara creștin, dar viața reală era departe de Dumnezeu și atunci... Noi toți ne-am rugat pentru el să îl cerceteze Dumnezeu și a venit ziua în care printr-o boală Dumnezeu l-a cercetat și mulțumesc lui Dumnezeu că încă e în viață și l-a ales. Și astăzi se roagă pentru toți și pare rău de ce-a făcut. Nu se poate deplasa că ar vrea să meargă în biserică și să-și ceară iertare de la toți. Dacă o, pe cine o supărat, că numai el știe. Dar vă spun că așa mă bucur că Dumnezeu i-a cercetat in inima și deci, la răspunde, ales răspunde și rugăciunilor copilor, nu numai rugăciunilor și... bunicilor. Da, sau... da, da. da acum eu. O... Dar cred o... că noi suntem o extensie, totuși, a, a bunicilor. Da, da Că da. și ei s-au rugat foarte mult pentru da. el. că Era un băiat răzvrătit. Să închide o eu, paranteză acolo Eu ce, ce mi-a rămas despre taică tot, Deci o impresie foarte bună Că spunea că la ora acasă O singură întrebare am Cum de te lăsat până la 10 Știi că o avut inima mare Că putea fi și nouă Ieșirea la biserică Și C știa trecum. programul care era Și cât deci, timp îmi trebuie să vin jos Deci, pe deci pe la, la modul realist Da, da, da. da, ah, da. Frumos, chiar, chiar frumos Deci o, o luat o vreme până tot Și o... Nu, nu te-ai gândit dacă zice nu de atunci tot mă oferesc de prize. Asta e adâncă de tot. Da. Pentru părul creț. Pentru părul creț. Păi, acum nu putem noi spune chestii din astea în emisiuni care teoretic ar trebui să fie serioase, dar tu știi de ce omul e Melcu? Nu. De curios că s-a uitat în priză. Deci încearcă să femeia, nu faci femeie. Să-i faci bucurie da, să-ți iei... Da, bun. Deci v-ați căsătorit, nuntă mare, frumoasă. Nu. No. Practic, nuntă no? a fost, uh, practic, nunt a fost uh, pentru prietenii noștri. Cum nuntă pentru prieteni? Uh, asta, nu, asta a fost uh, scopul. Deci, fiind uh, biserica uh, cu mulți tineri, mulți nu au fost uh, peste medie, uh -huh. erau din zona în care suntem noi social sau economic și nu erau invitați la nuntă. Deci ar fi vrut mulți dintre ei, chiar dacă oh. nu erau botezați, îl iubeau pe Dumnezeu, ar fi vrut să vadă cum e o nuntă, ce înseamnă să fii mire și da, mireasă, da. care îl iubesc pe Hristos. Și deci, ce nu erau chemați? Că n-aveau ce pune în plic? Da, era o, deci situația materială oh. în vremea aia a fost destul de dificilă. Parte frumoasă a fost că părinții din ambele familii au vrut să ne facă fericiți. Și atunci au ieșit la bătaie cu tot ce au avut, dorința lor nu a fost să, să, ne ajute să știm ce să facem cu bani. Nu s-au amestecat cu nimic. Deci toată cheltuiala părinților a fost ce vă va lumina Dumnezeu să faceți după nuntă. Și mi-aduc aminte că mulți au zis nu venim la nuntă că s-ar putea să nu am. Și am zis nu, ne-ai onorat să fi prezent. A, deci, practic, practic sacrificiul părinților cumva v-a da. dat vouă bucuria să împliniți dorința exact. inimii exact, da. să vină la nuntă și cei care pe alte și... motive da. rămân Și asta o slujire în Hristos. Deci să vadă ce înseamnă nuntă creștină. Pentru că multe veni venit din mediul Dar nu, nu cred că ați rămas pe minus. Nu, Dumnezeu nu. a acoperit, deci nu. Da, 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 că Dumnezeu e, nu. e bun. Deci e da. în control întotdeauna. Am făcut la demisolul bisericii, deci nu ne-am ales o sală Acum Ei, nu poți pot să judeci. Nu multe figuri în cap. Atunci. Nu am avut figuri în cap. Nu știu, eram foarte simpli. Așa, după căsătorie, ce-a venit? Bucurii, greutăți? Noi ne-am căsătorit în... Eram la Oradea în anul 2. În anul 3, soția s-a mutat și ea la Oradea. Căutam voia lui Dumnezeu. În perioada anului 4, cineva ne-a chemat către satul mare, eu știind cât e de greu ca și ogor satul mare, n-am vrut, am preferat să mă întorc înapoi în Baia Mare, nu intenționam să intru în pastorală, vreau să fiu în lucrarea socială și să ajut biserica în aspectul ăsta, pentru că asta făcusem mm -hmm. în adolescență. Ne-am întors înapoi în Baia Mare, ne-am pus la dispoziția bisericii a Domnului și am zis, Doamne, suntem aici. Și surpriza a fost Dumnezeu că a tăcut și noi numai nu ne-am găsit loc zi, acolo. Și pentru noi, ca și familie, după ce am înțeles voia Dumnezeu multe aspecte, tăcerea a fost dureroasă. Și am zis, Doamne, spune-ne clar, da sau nu. Și Dumnezeu a răspuns, nu. Am pachetat, fără să mai stăm să discutăm cu părinții, era deja a treia invitație la satul mare, nici nu am știut unde vom fi cazați, ce va fi de viața noastră. Am sunt tot ce am avut și ne-am mutat la satul mare. Oare atunci, nu știu, Diana, când tot auzi că îți serviciu, te duci acolo, împachetezi, te duci dincolo, atunci eram mai pocăiți, mai naivi? Sau cum era? Nu cred. Oamenii sunt la fel. Da? Probabil ceea ce îți dorești sau cum vezi lucrurile în viață. Pe ce pui preț, valoare? Ai face din nou ce Aș lucru, face din da? nou. Deci dacă Dumnezeu ne cheamă în altă parte și de la Dumnezeu, nu... Dar în sufletul tău n-ai vrea să nu te cheme în altă parte? Nu. Nu? Nu. Deci eu vreau ca să fac voia lui Dumnezeu și am vrut să fiu totdeauna un ajutor în lucrarea Domnului. Orice, orice, orice mărunt sau mare. Să fiu acolo în lucrarea Domnului, să nu fiu pe uh, să nu fiu leneș în lucrare, să fac tot ce pot. Asta a fost, nu știu, cine mi-a insuflat sau a fost parte din rugăciunea bunicilor sau. Nu știu, nici acum nu știu, dar simt în mine a, deci că trebuie să fac lucrarea Domnului. Acum până o să pot, că ani trec și îmbătrânim, poate nu o să mă mai pot deplasa sau eu știu cum va fi, dar. Vreau să fiu unul care rămâne în mâna Domnului. Da. Noi nu, eu mereu le spun domnul. oamenilor că trebuie să facem doar ce putem, ce nu putem să nu facem. Da. De, -al, de altfel, unul dintre numele pe care le avea soția când mergeam în orfelinat în Baia Mare, Doamna Mare E. Uh, unii ziceau nu, Tanti, Domnul Mare E. Că nu reținea nu numele, dar a fost una dintre cântele care am învățat pe copii în orfelinat și încercam să le inspirăm credința Dumnezeu te poate ajuta chiar dacă nu înțelegi ce ti se întâmplă. Mai face Dumnezeu minuni? O, oh, da, da. Oh, da. Nu, de multe ori citim prin Vechiul Testament cum lucrează Dumnezeu, apoi citim. nu intrăm la viața Domnului Isus, că acolo cumva facem excepție, nu? El, Fiul lui Dumnezeu, dar ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor și vedem că Dumnezeu lucra și lucra cu putere, întărea mărturia ucenicilor și nu știu, așa parcă citim acolo și tânjim și asta era o întrebare de-a mea nu, de ce, mă bucur de ce a făcut Dumnezeu în trecut, mai lucrează Dumnezeu și astăzi? zilnic zilnic Mă uh, chiar e frumos uh, așa trebuie să. ziua de ieri, de exemplu uh, cineva a venit și ne-a ajutat la biserică cu teatru ier ierbii uh, în curtea bisericii și a pornit ploaia și am ieșit afară. Te rog, hai, nu, frate. Nu nu sta. Ce nu? Că vreau. Să zic eu, dat un sac, sunt îmbrăcat într-un sac din asta de plastic, și până când nu am terminat, nu vreau vrut să se oprească. În mod normal, unul m-ar zice, păi vin în altă zi și finalizez. Dar de la omul respectiv aud frecvent dacă nu vrei să muncești, să nu nici mănânci, și dacă faci ceva faci ca și pentru, pentru Domnul. Domnul. Un asta, că, că o faci ca și pentru Domnul, eu de multe ori îmi vine să întreb, când zice cineva, fra, fra, frate, fac ca pentru Domnul, să-l întreb care e relația lui cu Domnul. Că dacă relația lui cu Domnul e una foarte superficială, cam așa o să fie și lucru. Așa e. În omul respectiv am văzut creștere. Glumeam și ieri cu el. Unde a început dorința lui de a face ca și pentru Domnul? Îi vorbitori de limbă maghiară, m-a prins de mână lucrarea socială și m-a tras deoparte și m-a mirat, zic, n-am translator ce vrea să vorbească cu mine și m-a băgat în casă și mi-a arătat tencuiala pe care avea pe un perete și m-a întrebat în îngurește, acum puțin pricep, bine, m-am uitat, era valuri tencuiala, zic dacă zic nu e bine, îl descurajez să facă un lucru bun, dacă zic e bine, mințesc, niciuna nu e bună și am zis, ești mai bun decât mine. Sunt trezit și el și-a întrebat ce o zis că nu a venit să creadă, cu și el puțin românește. Și i-am explicat peste ani de zile, acum vorbește fluent românește, și i-am explicat, eu în viața mea n-aș fi tencuit peste vaiagă, fără plasă, fără cui, fără ceva să țină mortarul. Tu ai tencuit, o rămas și, și astăzi pe peretele ăla stă tencuiala. Omul um, respectiv de acolo s-a încurajat și a vrut să facă cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu lucrurile. Eu un meseriaș de prima mână. Deci poți să pornești cu el de la uh, fundație până la acoperiș tot. Deci un cuvânt de încurajare te ajută să... Foarte mult, foarte mult. Și el așa a luat-o. Vreau să fac pentru Domnul. Eu și pre... se vede zi la zi lucrul ăsta. Eu cred că orice minune nu trebuie să fie ceva extraordinar. Ca să fie minune în viața ta. Ci, oricât de mărunt lucru ar fi, ea poate să fie o minune. Chiar uh, nașterea unui copil. Uh, oh, dacă mai vorbim și de un copil sănătos. Da, e o minune. Sau uh, un soț care te iubește, e o minune. În ziua de astăzi. Da, ar zice, să spun că orice, ar zice multe neveste că e o minune. Da, da, faptul că suntem astăzi aici și nu ne-am. Văzut de va timp, e o minune pentru mine. Și eu o iau din mâna lui Dumnezeu. Dar eu pot să rap, dar nu vine să rap, chiar toată. Am vrut să întreb, după ce ai zis, cu un soț care iubește, e o minune. O soție care se supune în Domnul. E o minune. E o minune. Da. <laughs> și noi credem lucrul Dar nu sunt sensul da. rău. Nu, nu, nu. E, rău. O, e o minune de femei E o da. da, înțeles, da. Și am și pus expresia în Domnul. Da? Ce, ce v-ați dori pentru viitor? Așa, dacă Domnul vă mai dă ani frumoși, ce v-ați dori? Lucrători. 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 Ne-am rugat din 2014 și am cerut oameni care ne susțin în rugăciune să se roage pentru uși deschise și văd pentru zona noastră o zonă foarte deschisă din perspectiva Lui Dumnezeu. Uh, unii oameni nu cântăresc Nici economic uh, Nici social, nici spiritual Deschiderile pe care Dumnezeu le-a dat Pentru mine ca și un om venit În satul mare, știind unde a fost Orașul administrativ Și văzând unde este acum Îl laud pe Dumnezeu pentru autoritățile locale uh, În plan social uh, satul Mare a fost Foarte închistat relațional Și rămâne în continuare uh, Un mare impediment În a, în a ajuta un om deci am întâlnit oameni, de exemplu, în lucrarea socială, care dacă n-ai avut grijă cum transmit dragostea și o perceput-o ca și mândrie și milă, că îi dai din milă, ar fi preferat să nu mănânce sau să nu folosească ce îi dai doar pentru a nu se simți inferior pentru că îi dai din milă. Bine, adevărul este că după ce că ești acolo... Dacă mai vine cineva și de neatenție îți transmite și ideea asta că a venit să te omilească, mai bine mor de foame decât. Da, da. da. Și aici, până într-o paranteză, când am întrebat: că venit dintre ei să se pucăiască. Noi ne-am mers ca și uh, baptiști. Ne-am păstrat identitatea ca și baptiști, dar am mers ca și Oameni. simplu om. Am, pot să dau și n-am parcat mașina în zona în care să ne vadă, dar ne au -or urmărit, ori văzut unde parcăm mașina, ori venit la biserică, zice, voi sunteți pocăiți. Și ne-am trezit în surpriza când oamenii din străzi au vrut să vină la biserică. Și întrebarea lor pentru noi a fost, noi putem să venim la biserică. Deci, asta vorbim de 2000, lucrarea a în început de 2007, și în 2008 deja ei nu au reperat și au vrut să vină la biserică. A, de deci, știu. a fost o alegere a, a omului străzii care a vrut să vină. Am și o întrebare, mă știem să o pun. Da, fiind vorba de o biserică bună, hai să o pun. Poți... Puteți să nu răspundeți la întrebare. N-ai avut probleme cu cei din biserică când ai primit pe oamenii străzi în biserică? Asta a fost foarte frumoasă. N-am pornit lucrarea asta decât în acord cu Domnul, a fost o călătorie divină, și cu biserica, hotările care le luăm, le luăm în parte în discuția din comitet, sfatul frățesc și după aia înaintăm întregii biserici. A, atunci, și bani, înțeleg. Biserica e o biserică care dăruiește peste așteptări. De asta spun schimbarea socială. Nu care că dacă te rogi pentru cineva, dacă dăruiești pentru cineva, dacă postești, dacă plângi și-l vezi că vine, nu mai contează că e spălat, nespalat, îl primești cu bucurie că e rodul rugăciunilor tale. Aha. Dacă stai așa, ca spectator, și vine cineva îți strică imaginea. Yeah. Lecția săpunului a fost parte din mesajul Evangheliei. Cei înainte de a intra în biserică or primit lecția asta. S-a sensibilizat opinia publică. În momentul de față sunt din foarte multe denominații oameni care vor să ajute oamenii străzi, Deci se poate colabora. da. Deci pentru noi a fost o mare, și asta e o altă minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Deci sătmarul s-a să deschis și în plan social, relațional. Dumnezeu aduce oamenii exact. Așa ne-a adus, iartă-mă că te întrerup, așa ne-a adus Dumnezeu în biserică o familie cu șapte copii, acum a al optelea copil care o să-l aibă și tot datorită rugăciunilor, că aveam nevoie de Asistență, ajutor de... în lucrarea aceasta cu oamenii străzi. Și acești, această familie scumpă se ocupă de pf, niște cazuri extraordinare, un loc în care sperăm cu ajutorul domnului să deschidem din nou o biserică. Între oameni drogați, prostituție și așa mai departe. Deci lucruri. Destul de grave. Voi sunteți convinși că Isus Hristos a murit și pentru oamenii aceștia? Da. da. Și Tatălări. șansa lor este șansa Aceiași. noastră, aceeași, Evanghelia da. Domnului Isus Hristos. Dacă Dumnezeu mai face minuni, nu? Dacă Dumnezeu ar cerceta pe cineva și ar vrea să ajute, nu neapărat aici la voi, că poate o să vadă emisiunea asta nu știu cine, cineva la marginea Pământului, deși marginea Pământului, apropo, pot fi foarte da, aproape da. de noi și și-ar pune întrebare, eu mă calific pentru astfel de lucrare spuneți-i două condiții ca să poți face ceva într-o am întrebat de... pe oamenii care s-au maturizat în relație și în credință ce v-a făcut să vă pocăiți pentru că pe mine mă frământa sunt da, da. foarte discordant ca și fundal zice, ne-ați iubit așa cum am fost și nu ne-ați mințit niciodată wow da. Deci nu a fost... Adică n-ați făcut nici promisiuni din astea nu, ca să nu, dea bine... Nu, nu. De exemplu, și nu le-ați promis nici din partea lui Dumnezeu că da, că Dumnezeu o să toarne dacă din... va fi cu voia Domnului asta a fost dacă fraza, -a făcări, da. da. și s-a rămas deci punctul de pornire a fost da, al vostru să fie da, și nu al vostru să fie nu. E, Asta e parte de, de, maturizare. E ușor să... Nu e ușor. Nu e ușor și, cum ziceam mai demult, de mult din 2005 am început să zic că nu la multe, pentru că mi-e foarte greu să țin pasul cu daurile spuse până în 2005. Da, am, am zis eu cuiva în viață, dacă nu te înveți să zici nu, mai devreme sau mai târziu vei deveni mincinos. Nu poți să ai o inimă mare și să spui da la toate. Trebuie să ți alegi bine și de fapt nici Domnul Isus Hristos n-a făcut totul ce a făcut doar ce i-a spus Tatăl și nici Pavel, nici alții n-au făcut totul pentru întregul pământ. Au făcut ceea ce le-a încredințat Dumnezeu și nouă asta ni se cere să fim credincioși în lucrurile încredințate de Domnul nouă. Sigur că ar fi foarte multe de spus, dar se pare că ar trebui din nou să ne gândim la versetul acela pe care îl spunea Daniel. Nu numai, dar am început cu el. Aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeu, vor cunoaște caracterul lui, bunătatea lui, iubirea lui, măreția lui și toate celelalte. Cei care îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu, aceia rămân tari, pentru că tăria nu este în ei, tăria este în Dumnezeul lor. Și vor face lucruri mari, din nou, nu pentru că ei sunt capabili să facă lucruri mari, ci pentru că Dumnezeul nostru măreț face lucruri mari. Și în multe ocazii, noi știm și din scriptură, și din experiență, că măreția lui Dumnezeu și măreția lucrărilor sale se văd în slăbiciunile noastre, în limitările noastre, în neputințele noastre. Dumnezeu nu a fost niciodată în criză. Dumnezeu n-a rămas niciodată fără iubire, n-a rămas niciodată fără putere și niciodată nu a închis ușa în fața celor care sincer îl caută. Fie pentru un lucru pentru vreme de acum, dar în mod deosebit pentru ceea ce ține de suflet și lumea viitoare. Ne-am bucurat tare mult dacă îl cunoașteți pe Dumnezeu să creșteți în cunoașterea Lui. Oricât am investit în cunoașterea Lui Dumnezeu, niciodată nu-L vom cunoaște destul dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Este vremea să-L căutați, să-L găsiți, să vedeți câtă iubire are pentru voi. Exact așa cum sunteți, Dumnezeu vă iubește și știți care este dovada la care apelăm noi mereu. El ne-a iubit dându-și singurul fiu să moară pe cruce în locul nostru nu când eram în voia Lui, nu când eram buni, ci atunci când eram păcătoși, nemernici și nimeni altul n-ar fi vrut să se uite înspre noi. Dumnezeu s-a uitat cu milă, cu bunătate și vrea să ne ridice de acolo. Dumnezeu ne ajută și în partea spirituală și în partea materială. Dumnezeu ne binecuvintează pe noi ca să putem binecuvânta pe alții. Și ați auzit astăzi din partea invitaților noștri că poți să-L slujești pe Dumnezeu ca tânăr, poți să slujești pe Dumnezeu ca familist. Poți să-L slujești pe Dumnezeu când ești bogat. Ei încă n-au apucat momentul acesta, nu știu dacă îl veți apuca, vom vedea, dar poți să-L slujești pe Dumnezeu și când ai puțin, pentru că puținul nostru în mâna lui Dumnezeu poate face enorm de mult. Și nu vorbesc doar de pâinele și pește de pe timpul lui Isus, ci vorbesc de bucata de pâine și bucata de pește pe care o avem noi astăzi. Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp, că ați fost cu noi și ne mulțumim de invitație și a fost o plăcere. Mulțumesc pentru deschidere. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Uh, mulțumim anii mai frumoși vin de acum înainte. Uh, el nu o să aibă părul, creț, dacă se ferește de prize sau de alte fire. Nu, acolo nu, nu, dar de acolo trebuie să fii foarte atent. Dar încă vei descoperi lucruri frumoase în viața lui, încă Dumnezeu vă va arăta ce lucruri frumoase poate să da. facă cu voi. Și este foarte bine nu să vă gândiți cum să lăsați slujirea, ci cum să îi contaminați și pe alții și până la ultima zi din viață să fiți slujitorii Domnului. Da. Încă o dată vă mulțumim frumos că ne-ați primit în casele voastre. Sper că a rămas ceva și în mintea voastră, în sufletul vostru. Dacă vreți, acum când se încheie emisiunea și nu fugiți foarte tare la alte lucruri, poate faceți o rugăciune și pentru familia Oanța, pentru lucrarea care o fac ei, pentru cei care sunt implicați și cu Evanghelia și cu partea socială. Mulțumesc lui Dumnezeu, sper să mi-aduc aminte să vă spun de mai multe ori, pentru cei care slujesc în media creștină, cei care... Ne ajută prin sacrificiul lor, prin darul care l-a pus Dumnezeu în ei să ajungem în casele voastre și prin toate să căutăm Hristos să fie glorificat și noi, oamenii binecuvântați. Amin. Amin.